În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ce voi face că nu am unde să-mi adun roadele mele? Iubiți credincioși, cred că este cea mai reconfortantă pericopă a Evangheliei, atâta vreme cât noi nu putem să ne lăudăm că ne bântuie acest gând. Dar n-am să vă las să plecați liniștiți nici în duminica aceasta, pentru că tocmai acest gând pe care noi nu îl băgăm în seamă sau mai ales îl aruncăm în spatele celorlalți sau credem că este vorba despre alții, nu despre noi, trebuie să îl așezăm în preocupările noastre. Și iată ce ne spune Sfântul Evanghelist Luca. Într-una din zile, Mântuitorul a spus pilda aceasta. Unui om bogat i-a rodit țarina și se gândea în sinea lui, ce voi face? Că nu am unde să adun roadele mele. Dar venindu-și în fire și-a zis, acestea voi face, voi dărâma hambarele mele și mai mari le voi zidi și voi aduna acolo bunătățile mele pentru mulți ani. Și voi zice sufletului meu, suflete, de acum bea și te veselește. Dar în noaptea aceea Dumnezeu a trimis pe înger și i-a zis, nebune, în noaptea aceasta se va cere la tine sufletul tău și toate ale tale, cele adunate, ale cui vor fi? Și Mântuitorul încheie scurt. Așa se întâmplă cu cel care se îmbogățește pentru sine și nu se îmbogățește în Dumnezeu. Scurt, cuprinzător și, am zice noi, este pentru cei fără rate la bănci. Ba nu, fraților, este tocmai pentru noi. Pentru noi, pentru că avem multe, și trebuie să știm că un om bogat nu este un om care are multe, ci un om căruia îi lipsesc puține. V-am mai spus și altădată ce relativă este bogăția și pentru că nu m-am priceput nici mai înainte și nu mă pricep nici acum să vă fac altă comparație, am să vă aduc aminte cum e cu cel care are o mașină. Are o mașină omul și nu mai trebuie a doua că îi e suficient să aibă un nou rezervor de umplut. Și atunci și-o pune deoparte, dar vecinul său are 10 mașini, dar îi mai trebuie una. Îi mai trebuie una din diverse pricini. Probabil când o va avea și pe a 11-a, o să-i mai trebuie și a 12-a sau a 20-a. Și atunci stăm și ne întrebăm. Oamenii ăștia, unul dintre ei este mulțumit cu o mașină și celălalt cu 10 nu este mulțumit. Atunci, ce mulțumește pe om? A avea sau a fi mulțumit el? Sau a fi? A avea înseamnă, dacă numărăm ăla care are 10, bineînțeles că ar trebui să fie mai fericit decât cel cu una. Dar nu e așa. De ce nu este așa? Pentru că nu știe să se bucure de ceea ce are, pe când celălalt cu puține se bucură de ceea ce are. Ei și încet, încet să ne apropiem și de noi. Această pericopă pe care eu însumi înaintea dumneavoastră am deslușit-o sau am încercat să o deslușesc de mai mulți ani, iată că am depășit deja 19 ani de când mă aflu în fața dumneavoastră, am tot bătut monedă despre a avea și a fi și chiar mi-aduc aminte că anul trecut, pe timpul acesta, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, botezam un fiu duhovnicesc în Bergen, în Norvegia și le vorbeam atunci despre a avea și a fi. Foarte interesant, era o comunitate frumoasă, însăilată bine pe lângă preotul de acolo, un preot tânăr și care m-au ascultat pentru că eu în general sunt mai entuziasmat așa când vorbesc. Părintele, deși era mai tânăr ca mine, nu prea dădea semne că este chiar așa de entuziasmat, dar când m-a văzut și pe mine la slujbă cum mă desfășor, a început să prinde și el mai mult curaj și a zis, frate, dar oamenii ăștia au nevoie să ne vadă pe noi că ne bucurăm că slujim. Și, într-adevăr, cred că am lăsat acolo o urmă. Ei, și spuneam că am vorbit despre mai multe lucruri. Ba despre, așa cum v-am mai spus, despre a fi și a avea, ba despre una, ba despre alta. Ei, astăzi am să vă vorbesc foarte puțin despre timp și cum trecem noi prin el. Pentru că, în ultima vreme, mă tot confrunt cu această problemă. Mi se spune că timpul ar trece mai repede. Și vreau să fiți atenți că, în primul rând, vorbesc pentru mine, nu pentru dumneavoastră. Timpul nu este o unitate de măsură a distanței.
până când nu o înțelegem exact. Când m-am dus eu acum vreo 3 ani pe la Dubai, l-am întrebat pe taximetrist câți kilometri sunt până la destinație. Urma să ne ducă într-un loc, nu știu ce, să vizităm. Și omul s-a întors spre noi și a zis 45 minutes. Zic, bine, da. De când să măsoară timpul în kilometri, în distanța în timp. Și atunci mi-am dat seama că este o falsă idee acreditată de noi că a parcurge o distanță înseamnă că trebuie să știm neapărat ce distanță este. Puteam foarte bine să mă raportez la trabantul meu cel din tâi și atunci făceam vreo 90 de minute sigur. Și atunci, ce este important să știu? Câți kilometri sunt până acolo? Oricum, nu mă mai duceam niciodată până în locul acela în viața asta. Vă imaginați că interesant răspunsul acesta care m-a dat peste că mi-a dat un răspuns dublu. Adică mi-a zis exact cât mă interesează. Nu te interesează, domnule, cât faci acolo, că poate eu merg cu 10 la oră sau merg cu 150 la oră. Și mi-a zis o franc, 45 de minute. Și m-am uitat și eu la ceas, curios și cârpătaș, și într-adevăr am ajuns în 45 de minute. Deci omul știa mai bine, dar zic, haide să-l mai întreb și altceva. Zic, domnule, cât costă la dumneavoastră litru de benzină? Că am mirosit că mașina mergea cu benzină. Și zice, cu 70 de dirham facem plinul. Hop, așa. Mi-am dat seama că mă aflam într-o lume care se raporta altfel. Se raporta la altceva. Până la urmă, puteam să-mi fac și eu socotelile cam cât costă, dar pe el îl interesa să-mi dea un răspuns concret. Nu știa omul. După cum nu știm nici noi ce ne-am propus fix să aducem de la piață, de vreme ce ni s-a pus în față un cărucior și acum ne uităm în stânga, în dreapta, ne e jenă să ieșim cu el gol. Și începem să punem, lasă că să nu-mi ajungă să am nevoie săptămâna viitoare sau cealaltă, lasă că începe postul ea și dălea, hai că poate până la Crăciun nu se mai găsi de asta, mai ia și un globulă și așa mai departe. Înseamnă că trebuie să ne raportăm fix la ce ne interesează. Dacă nu suntem atenți, putem să credem că timpul este deasupra noastră. Nu. În ultima vreme am constatat că, de fapt, noi trecem prin timp. Și cum am aflat lucrul acesta? Într-una din zile mi-am propus să nu fac nimic din ceea ce făceam de obicei. M-am învârtit eu așa în programul scurt și am început să nu mă mai uit la ceas. O zi în care nu te uiți la ceas, să văd dacă este o zi mai scurtă sau mai lungă. Să nu mă mai raportez la anumite lucruri. Am citit, m-am întors o parte pe cealaltă, am stat de vorbă cu oamenii fără să mă gândesc că mă așteaptă cineva, că nu mi-a făcut niciun program. Și am constatat un lucru, fraților. Nu că mi s-a părut, chiar sunt convins că ziua aceea a fost cea mai lungă zi din cel puțin ultimii 20 de ani. De ce? Pentru că nu am mai luat cu mine iureșul grijii să mă uit de la 12 la 12 jumate trebuie să fiu în cutare loc, de la 12 jumate la 1 fără un sfert să fiu în cutare loc, cât fac cu mașina dintr-un loc într-altul și așa mai departe, fără să intru în iureșul acesta și să iau timpul după mine așa cum își ia melcul casa, am constatat că timpul este mai blând cu mine. Înseamnă că nu timpul trece pe lângă noi, ci noi trecem prin timp. Noi trecem prin timp în ce sens? În sensul în care dacă ne grăbim și dacă ne raportăm la jumătate de oră sau la minut, cu siguranță că așa va trece timpul. Mi-a cerut cineva să-i acord 5 minute și am zis, dar viața mea e făcută din secunde. Ce-mi ceri e foarte dificil să pot să-ți ofer. Asta zic că dacă suntem atenți, în fiecare dimineață când ne trezim, trebuie să facem constatarea următoare. Ne-a rodit țarina. Țarina este timpul despre care am început astăzi să vă vorbesc. Și dacă sunteți cumva ispitiți de gândul că nu vi s-a rodit țarina, haideți să o luăm puțin sistematic. Câți dintre noi mulțumim lui Dumnezeu că ne mișcăm singuri,
că putem să ne trezim singuri, că nu avem nevoie de cineva care să ne conducă de colo-colo. Câți dintre noi ne conștientizăm în fiecare moment de faptul că trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că a mai răsărit soarele peste noi? A răsări încă o zi peste noi înseamnă că ne-a rodit țarina. Dar să știți că această țarină rodește mult mai mult decât avem noi posibilitate să cheltuim. Și să mă credeți pe cuvânt. Pentru că nu suntem în stare să folosim nici măcar timpul. Țarina noastră a rodit și noi începem să ne văietăm, păi până ne trezim din pat, ne gândim să facem un plan și v-am mai spus și altă dată, părintele se zice, tată, când te-ai trezit, gata, să și pleci din pat. Că zice, eu am pățit-o odată, am mai trântăvit așa. Și zice, m-au aruncat diavolii din pat și mi-am dat seama că în momentul în care omul se trezește, trebuie imediat să plece, pentru că e exact ca o pornire de cronometru. Din acel moment trebuie să știm că țarina noastră este plină și trebuie să adunăm în hambarele noastre. Și veți spune, bun, dacă avem așa de mult, ce facem? Că nu avem unde să punem. Ba, avem unde să punem. În momentul în care ne-am umplut hambarele noastre, surplusul sau ce a rămas, trebuie să dăm mai departe. Ce ar însemna ca noi, după fiecare recoltă, să dărâmăm hambarele ca să fie mai mici sau mai mari după cum este recolta. Nu este relevant. Eu mi-aduc aminte când eram mic, eram la bunici la țară și erau ani în care intram în iarnă cu hambarul de porumb plin și alți ani când era cam pe la jumătate. Funcție de ani. Dar să știți că bunicii tot două vaci aveau întotdeauna, tot un cal de întreținut și niciodată nu își puneau problema, cel puțin în fața noastră, așa de serios, aoleo, dar ce fac că nu e la jumate sau n-a ajuns până la umplerea hambarului. Dar nu l-am văzut niciodată pe tataie că se problematizează în anul în care e recoltă să-și dărâme hambarul să facă altul. Înseamnă că și noi trebuie să învățăm un lucru din Evanghelia de astăzi. În momentul în care constatăm că recolta este mare, cum suntem și noi oameni bogați cărora ne-a rodit Dumnezeu țarina, ne-a făcut să rodească țarina, trebuie să ne gândim că hambarele noastre au o capacitate fixă. Acum, și dacă ne ducem la Beco, înainte de a se scumpi combustibilul, nu o să punem mai mult în rezervor decât poate să ducă. Gata, l-am umplut și gata. De mâine cumpărăm și umplem cu alt preț. Așa se întâmplă și cu timpul. Ne-a dat Dumnezeu aceste 24 de ore în față, trebuie să le folosim. Și zicem, păi nu avem la ce să le folosim. Ia să mă mai odihnesc. Bă, dacă respectăm cele trei împărțiri ale zilei, cum am spus, 8, 8, 8, 8 pentru trup, 8 pentru meseria noastră și fișa postului și 8 pentru viața noastră privată, ca să spun așa, atunci vom fi niște fericiți. Dacă însă stăm la serviciu mai mult decât ni se cade, bineînțeles că este o greșeală, pentru că luăm dintr-un timp, ori timpul familiei, ori timpul organismului nostru. Îmi mai aduc aminte despre contabilul nostru de la Arhiepiscopie, de la Episcopia Buzăului din anii 80, când era cel mai bine văzut de către Dumnezeu să-l odihnească, pe vremea aceea era Antonie, Episcopul Buzăului, înainte de a pleca la Sibiu. Și îl vedea cel mai bine. Era omul care venea cu 2 ore înainte de program și pleca cu 2 ore după program. Și când a venit de la București un control extraordinar, de-abia aștepta episcopul locului să-l întrebe la sfârșit, când face procesul verbal, ce a găsit așa de bine și cât îl va lăuda pe contabilul lui. Și văzând că în procesul verbal nu era scris nimic laudativ despre vreun serviciu sau altul, deși erau lucrurile normale, totul era în regulă, a zis, dar mi se pare că ați făcut o nedreptate, domnul inspector. Dar ce nedreptate? Preasfinția voastră. Păi avem aici un om care muncește foarte mult. Zice, despre cine este vorba? Despre contabilul șef. Da? Cum adică muncește foarte mult? Păi vine cu 2 ore înainte program și pleacă cu 2 ore după program. Aoleu, și? Păi și nu ați constatat acolo? Zice,
Preasfinția voastră, vă rog ceva. Dacă începând de mâine acest om mai lucrează la dumneata, greșești. Cum adică? Eu am găsit o lucrare făcută exact în timpul de 8 ore. Dacă a făcut-o în 8 ore plus încă jumătate, nu este bine. Dacă n-a fost în stare să facă în timpul pe care eu l-am constatat că trebuia să-l folosească, nu este bine. Și a doua zi l-a dat afară. Fraților, excesul de zel trebuie să se pedepsească. Îmi pare rău că în ziua de astăzi nu prea se pedepsește. Dar trebuie să se pedepsească. Și să se pedepsească și de către cel care este pus de către șef să mai stea. Ia mai citește odată. Domnul, dacă eu am citit odată și asta este. Nu mă mai bate pe mine la cap să-mi pierd încă jumătate din timp ca să ce? Ca să verific să nu greșesc? Păi dacă era să greșesc, greșeam din prima. Dacă era să nu greșesc, înseamnă că n-am greșit. Și din partea cealaltă, și de către șef, care îl vede pe subaltern, că în loc să dea foaia, dă tot înapoi să se verifice de frică dacă nu cumva a greșit. Oamenii aceștia care calcă de două într-un loc și odată la mijloc, zice poporul român, nu prea au ce căuta printre oamenii care își văd de treabă. Mai degrabă greșești odată pe an și îți iei pedeapsa, ca să spunem așa, dar să fii omul care să respecte timpul. Asta s-a întâmplat cu bogatul căruia i-a rodit țarina. El n-a fost mulțumit cu ceea ce se întâmpla în țarina lui. Și a zis, mă, dacă am mai mult, voi vedea până când adun, dar dacă după anul ăsta așa de bun, nu o să mai rodească țarina. Ce o să fac? O să stric hambarele, să fac mai mici? Pentru că sunt anumite posibilități de a aduna niște recolte foarte legate de cantitate. Nu poți să pui, de exemplu, într-un dita mai hambaru, 5 coșuri de porumb. Pentru că nu mai e rentabil metru pătrat construit și așa mai departe. Și până la urmă nici măcar nu se ține bine respectiva recoltă dacă hambarul este prea mare. Dacă e prea mic, e clar că nu încape. Așadar, noi avem hambarele pline. Aici am vrut să ajung. Nu cumva să se mai vaiete cineva că nu le are pline. Dacă am pierdut, să spunem, în viață jumătate dintr-un foc, că n-am fost atenți cu, să spunem, cu Franco Elvețian și am pierdut jumate. Se spune că trebuie să ne uităm să vedem jumătatea care ne-a rămas. Dacă am pierdut 90%, să ne uităm că mai avem 10%. Mergem mai departe. Dar dacă am pierdut tot, e cea mai mare bucurie. Nu mai avem ce pierde. Dacă punem așa problema, să știți că avem scăpare din orice formulă pe care diavolul ne-o transmite așa, pe la urechi. Nu avem ce pierde, înseamnă că din acel moment luăm de la zero frumos sau de sub zero și gata. Un om care nu are ce pierde este un om curajos. Nu trebuie să fie un om în depresie, ci trebuie să zică, gata, de acum înainte, orice aș face, mai rău de atât, poate să fie. Și s-a încheiat. Iubiți credincioși, a ne rodi țarina nu înseamnă neapărat să vedem în ograda noastră cum se descarcă remorcile de bunătăți. Nu. Este mult mai subtilă țarina în care lucrăm noi. Este mult mai subtilă pentru că viața însăși devine din ce în ce mai subtilă. Și dacă știm să o gestionăm și știm să nu ne voietăm că are ziua numai 24 de ore, cu siguranță că nu vom fi nebunul acela pe care astăzi Mântuitorul ne spune că îl admonestează Dumnezeu și spune, nebune, noaptea aceasta se va cere de tine sufletul tău și toate cele pe care le-ai adunat, ale cui vor fi. Noi știm ale cui vor fi. Dacă știm să le împărțim cu mâna noastră, cu siguranță că vor fi tot ale noastre. Că zice poporul român, cine dă, lui își dă. Nici nu știi cum se întoarce lumea și în momentul în care dai ceva, vei găsi. Mi-aduc aminte că acum vreo 6 ani, de duminica de după Sfinții Împărați Constantin și Elena, am împărțit niște bujori. Și după vreo 3 săptămâni, mă duc la cineva să sfințesc casa și nu aveam busuioc. Acum tot mai împărțim după acolo, am uitat că nu mai am. Busuioc nu mai avea nici gazda. Dar văd într-o vază, lângă perdea,
ce mai rămăsese de 3 săptămâni din bujorul acela pe care omul ținea ca pe Sfintele Moaște, îl primise la biserică. Și am luat și am putut să îmi împrăști aghiazma prin casă cu ceea ce rămăsese din bujorul acela. Nu mai avea nicio petală, dar era exact cât îmi trebuia mie să împrăștie aghiazma. Și am spus, uite ce înseamnă să dai, că dacă nu aș fi dat, n-aveam nici acum. Nici nu știi când te întâlnești cu ceea ce ai dat. Ceea ce dai întotdeauna vine ca un ecou. Și dacă dai cu mână bună, cum spune românul, primești tot cu mână bună. Un ecou care îți aduce înapoi tot ceea ce ai dat. Mai țineți minte de cel care s-a supărat cu taică-su și a început să-i strige una alta, te urăsc! Și ce auzi, du-te tu afară și strigă și lasă-mă până să nu îți răspund la provocările astea. Și a intrat copilul săracul în 3 minute înapoi, zice, nu, tată, ce? Zice, e afară cineva, care ce? Care mă urăște. Cum adică? Cum să te urască? Și zice, ia, cum e? Păi strigă-o, te urăsc, vine ecoul. Zice, ia strigă, te iubesc. A zis, te iubești? I-a venit ecoul. Contează foarte mult ce lansăm. Ne aducem aminte de cei care aveau un război între 2 cetăți și aveau o singură ghiulea. Și la un moment dat au spart jumătate de zid, păi au luat ghiuleaua și au băgat în turul lor și au spart și ei jumătate de zid în partea cealaltă. După vreo 5-6 replici așa, la un moment dat unul zice, bă, dar ia o prismă ghiuleaua aia. E la noi, da. E bine, atunci gata. S-a încheiat războiul. Contează foarte mult când și cum oprim războiul acesta. Că vine ceva mai mult, ne apucăm și radem hambarele și le facem mai mari, vine o recoltă mai mică, trebuie să le radem din nou, să le acomodăm din nou. Imaginați-vă că cineva își face o casă foarte, foarte mare, acum la tinerețe când poate să facă, face niște camere de alea, lasă că știu eu cum erau, aveau străbunicii noștri de 4 metri jumate înălțime, și acum când a venit oarește criză, nu prea mai sunt gaze, una alta sunt scumpe, cum să mai încălzești îl han de casă? Eu am văzut oameni care și-au făcut niște tabane false la vreo 3 metri sub ce a fost, ca să se încheie o poveste. Asta înseamnă că mai micșorăm hambarele, să nu credem că numai la Evanghelie se face așa. Să și măresc, să și micșorează. Am văzut și oameni care erau deja destul de ridicol să-i vezi în casă, nu se mai găseau. Că ei și-au făcut casa când erau toți copiii pe acolo și au zis că o să fie și nepoți și cu tare. Nepoții au trecut oceanul, salut! Nu s-au mai întors. Trebuie să fim întotdeauna atenți la cât ne-a rodit țarina și ce facem cu ceea ce avem din această roadă. Dacă ne raportăm la cât ne-a rodit țarina, trebuie să ne raportăm fix la ceea ce putem noi, la ceea ce putem astăzi și ceea ce putem și peste 20-30 de ani, cât de mai ajută Dumnezeu să ne mai bucurăm de această roadă. Iubiți credincioși, în duminica aceasta frumoasă, a 26-a după Rusalii, să plecăm spre casele noastre gândindu-ne ce facem cu roada bogată pe care ne-a dat Dumnezeu, ca nu cumva să o pierdem. În niciun caz nu trebuie să mărim hambarele, ci să ne mărim inima ca să încapă tot ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.